locul 5 WTA și favorita a doua competiției, dacă și sportiva canadiană va avansa. Pe tabloul principal la Montreal se află și Sorana Cârstea, numărul 40 mondial, care va juca în prima rundă cu americanca Alison Risque, în locul 37. Pentru Simona Halep, turneul de la Montreal este prima competiție după accidentarea suferită la Gamba acum 3 luni. Thank you.